europene. E extrem de simplu, dacă stai în județul Satu Mare, să te desprinzi de România. Altfel, foarte, foarte mulți oameni pleacă la muncă acolo nestingheriți, nu prea interesează situația de aici, întrucât nimeni nu le-a întins o mână la timp. Nu se mai poate face nimic acum. Astea sunt povești, nici măcar copiii nu mai ador pe ele. La 30 de ani după, nu le-a oferit absolut nimic. Ce măsuri pentru fermieri anunțate la 0,001 de rating la Viața Satului? Ce măsuri pentru fermieri? Ați văzut undeva prin vreun ziar, ați văzut undeva la o televiziune, într-o seară, în prime time, da, Liviu Dragnea cu o hârtie în mână să ne spună măsuri concrete pentru fermieri? Ați văzut undeva o chestie serioasă? Șeful statului, primul ministru, cineva important dintr-un minister să vină să ne spună lucruri de genul ăsta? Uite-vă, fraților, cam ce vrea să facă România în următorii ani. Cum s-a așezat ăia la mese în țările din nordul Europei? Cum au făcut, de exemplu, în Estonia sau în Finlanda? Țări care erau la nivelul României ceaușiste în anii 70. Finlanda, cel puțin, că Estonia era în Uniunea Sovietică. Dar ăia cum credeți că? S-au așezat la o masă, da? Au stat acolo câteva zile în șir, nu știe nimeni ce au făcut. Și când au ieșit de acolo, au venit cu un plan din ăsta pe care l-au tipărit, l-au pus pe toți copacii. Da, l-au anunțat la televizor, l-au dat prin toate ziarele ca lumea să vadă. Pe date, aproximativ, sigur nu trebuia să spui facem mâine, facem poi mâine. Facem până la anumită dată. Imediat cum data nu era respectată, alături, se scriau care sunt condițiile, cauzele. Da? Și vedea imediat acolo de ce nu se realizează lucrul ăsta. Pentru că întârzierile nu puteau fi justificate. Da? Pentru fiecare întârziere, astea erau responsabilitățile. Da? De la început, clare. Așa vreau să văd și eu. Deci uite ce avem de făcut. Electrificăm partea nu știu care a țării. Dar tot, pe sectoare. Câți kilometri, cât ne costă și așa. Care este durata de realizare? Dacă nu o facem, care sunt sancțiunile? Să fie clar. Nu așa cum mai citim noi că s-a mai dus ministrul Cuc, acum a fost pe București, Pitești, și s-a întâlnit cu niște muncitori pe acolo, i-a luat pe aia la rost. Nu să faci așa, mă. Nu suntem la scuipa semințe pe stradă. Te-ai dus să-i cerți pe aia. Nu trebuie să se ducă ministru să le spună asta. Ministru vine, ne explică nouă din timp și după aia are oamenii lui care se duc să supravegheze. Ăia au un șef acolo, da? Un șantier. Trebuie să aibă. Te duci, discuți cu ăla foarte frumos și îi spui trebuie care sunt condițiile. Poți să faci asta, că dacă nu, uite care sunt sancțiunile. Da? Deci iată în ce condiții se poate lucra. Indiferent că e român sau străin. Să stabilezi niște clauze, și după aia discuți clar. Nu pe povești din astea, stai cu master planul în blocul de desen și nu-l pui în aplicare niciodată. Faci o schiță, te duci, nu știu pe unde, tu știi că nu-l poți realiza. După aia vii să-mi spui că-s familiile de pârși, sau de cormoran, sau de vidre, sau de nu știu ce. Păi și alții cum fac? Și nu-i vorba aici numai de autostrăzi și de căi ferate, că tot bate monedă pe asta. E vorba de orice. Orice realizezi, lumea trebuie să știe. Cât ne costă, da, ca după aia să se poată verifica. Trebuie să existe. Și în România un mecanism ăsta de verificare. Uite, te rog, da, ești în Ministerul Învățământului, doamna Cati Andronescu. Fără proiecte nu se poate face. Și transmite măstura lucrurile astea și oamenilor care se uită cu gura căscată și nu înțeleg nimic. Pe la Palatul Cotroceni sau pe nu știu unde. Bă, într-o țară unde vrei să-ți asumi niște responsabilități sau ești nevoit să ți le asumi, trebuie să dai socoteală. Și vii cu documentul și ne spui. Uite, domnule, are doamna Andronescu atâta bani pentru învățământ. Da? Are doamna Pinte atâția bani pentru sănătate. Iată ce trebuie să facă cu ei. Da? Deci de la început noi trebuie să știm ce se va întâmpla în acest an. Cum vedem în programele de televiziune, ce filme vor fi pe luna următoare. Voi de ce nu puteți să faceți un program de tipul ăsta? Iată ce se întâmplă după ce am tras linia, dacă nu se face. Care sunt sancțiunile, care sunt dobânzile și așa mai departe. Evident, mergând până la destituirea, dar să știm și noi când s-a destituit. Dar nu să aflăm de pe nu știu unde, băi, a dat afară pe ea de pe șantierul cu tare. E o știre asta. Vin alții, conform contractului. Ăia mai au la dispoziție 45 de zile să facă atât. Nu fac sancțiuni și pentru ei. Toate firmele respective sancționate, dacă nu își îndeplinesc planul respectiv. Și evident, lucruri sănătoase, făcute în cel mai transparent mod. Să vină cine dorește, cine are cel mai interesant plan, nu pe cumetrii, ăsta e român și îl favorizăm. Dar ce au făcut românii? Au
construit ceva în România asta până acum, în afară de câteva biserici, bani aruncați, s-a făcut ceva în țara asta? Nimic. Alea se fac de frică, bisericile. Păi de frică să construiești pe vremea lui Ceaușescu. Tot de frică să construiește și astăzi. Din păcate, astăzi la frică mai includem doar bisericile. Bani care ar fi putut să fie cheltuiți în altă parte. Că nu fac doamnele astea, nici la sănătate, nici la învățământ. Da? Cele două doamne pe care le cunoaște nu reușesc să-și facă planul. Avem niște măsuri, asta îmi trebuie mie, atât am auzit de când a venit acum în ultimul descălecat Cati Andronescu, alea cu școlile profesionale. Păi tu când vii a patra sau a cincea oară la Ministerul Învățământului, deci ai avut recul, ai putut să înveți din greșeli, ai mai putut să te documentezi, ai văzut ce fac alții. Tu vii să-mi vorbești de școli profesionale într-o țară care are totuși o elită strălucitoare. Da? România are o scursura societății la un nivel impresionant, deci oamenii de cea mai proastă calitate din Europa, de departe, borhot extraordinar de mult, dar niște elite formidabile, da? Așa cum a avut mereu. Și în perioada interbelică, atunci când în lumea artelor, a literaturii, noi excelam tot așa cu elitele astea care au bulversat Europa în atâtea domenii, da? Fix așa este și acum. Deci, în primul rând, dacă tu vii la un minister a nu știu câta oară, în primul rând trebuie să te ocupi de acele elite. Mai pot ele fi salvate? Hai să vedem în ce condiții. Te duci după ei în străinătate, nu ca să-i aduci acasă. Te duci după ei ca să-i înțelegi, să-i cunoști, să vorbești cu ei. Asta se face. Nu te poți duce tu ca ministru, dar angajezi oameni de ăștia benevolat, oameni interesanți care să se ducă, să-i caute, să discute cu ei, să le ofere soluții. Ei să ne ofere nouă soluții, ei sunt mai deștepți decât noi. Dar nu să ne ocupăm de salarii, de pensii și de pensionari. Astea nu sunt în actualitatea majoră a României. România trebuie să se uite către ăștia, pentru că dacă ăștia pleacă, peste 25-30 de ani, noi nu mai avem nimic în țară. Deci o să fie o țară fără intelectuali, fără artiști, fără personalități. Bătrâni vor fi, dar ei nu produc în țară. Ei așteaptă să primească pentru ce au făcut. Ei nu ne vor mai ajuta. Și dacă elitele pleacă din țară, pentru că ăsta e trendul și e normal să fie așa, noi trebuie să găsim soluții să le ținem cumva. Deci prioritatea zero este pentru asta. Nimeni în România n-a vorbit și decât partidele astea poate foarte mici, gen USR într-o vreme, gen PMP-ul așa doar ca să își mai facă niște amici pe undeva, dar la modul lapidar, despre proiecte concrete pentru oamenii de genul ăsta, care trebuie ajutați cum făceau americanii, cu bani, cu toate investițiile pe care le are România, să încercăm să mai stopăm hemoragia. Sigur, suntem ca la un cancer dintre ăla, dar da, până când matematic nu ești mort, mai poți încerca. Deci să încercăm cumva să-i convingem ca un club mic care are niște pepite la centru de copii și juniori și pe care știe că nu le va putea ține în o gradă. Vine uliul ăla mare de la Barcelona sau de la Manchester și îi le fură. Dar măcar atâta timp cât le are, el trebuie să aibă grijă de ele. Asta trebuie să facem noi, pentru că restul societății este pierdută. Da? Nu mai avem nicio șansă acolo. Au 30 de ani ne-au demonstrat acest lucru. Alea sunt doar vorbe goale. Ăștia mai puteau mișca oameni care s-au născut cu un alt spirit, care trăiesc într-un alt secol, care văd ce se întâmplă în lume, care nu se uită la televizor, nu sunt bombardați cu minciuni, nu sunt manipulați, nu se duc la vot. Unii dintre ei nici n-au apucat încă, nici n-au dreptul. Da? Ăștia sunt resursa noastră. Nu să vorbim de faptul că austriecii sau nemții mănâncă mai bine din supermarket decât românii. Că, Dumnezeule, am explicat și chestia asta de 100 de ori. Nimeni nu ne împiedica să mâncăm mai bine decât ei. Dar cine ne împiedica? De la vremea recoltelor lui George Marinescu la televizor, nu ne-a luat nimeni bă, cucuruzul, nu ne-a luat nimeni grâu, nu ne-a luat nimeni secara, nu ne-a luat nimeni cartofii, sfecla de zahăr, uleiul. Cine ne impune? Nu ne-a impus nimeni, bă. N-am fost în stare. Aia când au venit peste noi, este ca și cum ai da vina astăzi la țară că din cauza internetului tu te caci în fundul curții. Nu-i corect. Deci când au venit ăștia peste noi, noi nu aveam nimic. Stăteam pe lângă biserici și ne uitam în sus. De asta ne-au cucerit așa de ușor. Și acum să dai vina că păi nu sunt produse de aceeași calitate. Evident că nu sunt. Dar peste tot este la fel. Noi nu suntem o țară de primă mână. N-am demonstrat-o prin nimic.
Asta e o clasă politică care să-ți dea ție impresia că suntem o țară de primă mână? Bineînțeles că nu. Deci din toate punctele de vedere n-ai cu ce să te califici. Aveam resursele astea pe care iarăși nu ni le, ni le confiscă nimeni gratuit. Sunt unii care fac niște oferte. Dacă noi am fi atât de înzestrați, da, și atât de extraordinar și cu atâta potențial în țară, trebuie să facem efortul măcar să încercăm să convingem lumea că uite bă, mai este o șansă, uite, îți dau aici să faci ce vrei tu. Nu trebuie să se îmbogățească numai cretinii. Din păcate, oamenii ăștia care îi duce, pe care îi duce capul, da? Care au idei, care sunt creativi, știu fix acest lucru. Că numai dacă ești prost, numai dacă ești bătut în cap, numai dacă ești scroc, poți să faci carieră în România. Ăsta e motivul pentru care pleacă din țară. Nu mai tot trageți cu patriotismul. Patriotism când în România nu se mai vorbește limba română. Păi încă o chestie. Nu este nicio altă țară în Europa unde să existe un teritoriu în interiorul țării în care să nu mai vorbească limba. Că la noi nu se vorbește românește. Da? În două județe jumate. Dar dacă luăm toate poșghițele astea unde nu se vorbește limba română, în total se adună de vreo 3-4 județe. Da? Este uluitor. Și patriotism, bă. Deci oameni care sunt cetățeni români, au pașaport românesc, s-au născut aici și nu pot să vorbească în românește în țara lor. Ce face, de exemplu, țara pentru ei? Altă întrebare pentru unul ca și Codrin Ștefănescu. Liviu Dragnea nu stă să vorbească cu noi. Doamna Dăncilă nu știe să deschidă gura. Șeful statului vi s-a părut vreodată interesat? L-ați văzut vreodată la Cotroceni sau ducându-se să vorbească cu copii, cu elite de-astea, jucând X și 0 cu vreun geniu din ăsta? L-ați văzut vreodată? Îl doare fix în cot. Asta e în România. Comoditatea și lasă că merge și așa. Da? Pe oamenii deranjează ce spunem noi. Adică adevărurile astea. Nu ce nu fac ei. Da, uite bă și ăla ce a trecut lui prin capsă. Da, să bă, fie sănătos ce m-am dus eu să îi iau banii sau să iau din farfurie. Așa se gândește la noi. Lasă-i bă să fure. Exact mentalitatea de pe vremea lui Mitică Dragomir. Bă, ce bă, dacă fură și ăla și pe mine mă lasă să fur, eu ce să, de ce să-i scot ochii? Furăm cu toții, că așa e, asta e. Și două, trei înjurături de la care nu pot fi reproduse. Bun. Asta cu dublu standard în alimentație este într-adevăr ridicolă. Păi astea sunt efectele capitalismului, tovarășul Dragnea. Da? E pe competențe, e pe cine să mișcă mai repede. Peste tot a fost așa. De când te furau oltenii ăia la piersică și la pepene în anii lui Ceaușescu. Îți tăiau acolo pepenele în mijloc, miere curată. Îl gustai când te duceai acasă, el era alb pe dedesubt. Da? Ăsta era comerțul. Când te duceai să-i dai cu pepenele în cap, el plecase. Era la Mârșa. Nu mai vindea la Mediaș. Sau la Ocna. La Ocna Sibiului. Sau unde se mai ducea. Da? Așa se făcea. Circulă zvonul de câteva zile, informația și asta ciudată, mi-a parvenit, nu ne surprinde, nu e nicio discuție, cum că Traian Băsescu ar fi fost un asidu colaborator al securității, într-adevăr, dar scoasă la iveală acum, deși el vreo 20 de ani ar fi dat cu subsemnatul, avea un nume de cod Petrov, pe timpuri, în calitate de comandant de navă, vă dați seama că trebuia să dea raporturi. Că nu credeți că pe vremea lui Ceaușescu puteai să te duci în străinătate să cutreieri toate mările și oceanele planetei și aia nu te întrebau nimic când te întorceai. Da, veneai cu valiza plină și aia ziceau, nu, 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 tovarășul Băsescu, nu mai deschideți, că-mi imaginez că n-aveți nimic. Da? Bineînțeles, el a lucrat cu valută, da, avea tot felul de responsabilități, vedea lume, era în discuții, cunoștea oameni, bineînțeles că dădea cu subsemnatul la greu. Ceea ce este interesant aici este de unde și până unde abia acum ies la iveală aceste lucruri când ar fi trebuit să iasă măcar a doua zi după ce el nu mai era președintele României sau cu mult înainte, că Băsescu a venit președintele României când? În 2004. Da? Deci din 90 până în 2004 el nu mai era Petrov. Este încă o dată bizareria tipică, la fel cum nu răspundem pentru mineriade, cum nu răspundem pentru Revoluție, cum n-am răspuns pentru nimic esențial în toți anii ăștia, n-a fost niciun mare proces în România. Să jura corect, adică unul de ăla, cum vedem în filmele americane, niciun proces pentru nimic.
nici lui Voiculescu, nici lui Năstase, nici lui Băsescu, nici lui Iliescu, nici un mega proces. Cineva, bă, trebuia să plătească pentru situația asta. Cele mai mici salarii din Europa, da? Cele mai mari prețuri, cele mai mari impozite, toate astea sunt în România. Bă, trebuia cineva să dea. N-a dat nimeni niciodată să o cotea. Așa că veniți cu din astea, într-adevăr, una peste alta, ce fi zis Dan Voiculescu când o fi auzit asta. Te-a prins, bă, și pe tine, să vezi și tu cum e Nea Traian. Sau cum ar zice Olguța Vasilescu, să aibă încredere în justiție, domnul președinte. Publicitate și ne întoarcem. Cum a fost otrăvită Doina Pană cu mercur? Misterul primului atentat la adresa unui ministru după 89. Asta ni se spune pe prima pagină în evenimentul zilei. De asemenea, Radu Mazăre este pregătit de pușcărie chiar de colegii săi din partid. Radu Mazăre, care nu va fi extradat, evident, guvernul României nu poate să termine atât de repede toată documentația. El a fost arestat în Madagascar pentru 6 zile. Sunt 600 de pagini de tradus, sunt debordați ai noștri, să nu le cereți imposibilul. Deci, evident, noi nu vom fi gata la timp. În condițiile astea, malgașii îl vor lăsa natură pe Radu Mazăre. Nu știm exact unde îi dau drumul, în Madagascar. Probabil că se va face un film la un moment dat. Și el o va apuca, așa cum vedem noi, să va târâ până când va vedea la linia orizontului apărând Speranța, Fata Morgana și așa mai departe. Sau, cine știe, poate chiar pe Alexandru Macedonski îl va vedea la un moment dat venind așa în întâmpinarea sa. Dar nicio șansă în țară, noi nu putem fi gata. Și Tudorel făcea la fel, părerea când trebuia să trimită până la Belgrad, ar fi ajuns mai repede pe jos. N-am putut, nici cu Sebastian Ghiță, care evident ne-a scăpat, nu putem nici cu Radu Mazăre, nu putem pentru că suntem imbecili. După aia sigur că sunt tot felul de scuze. Erau 6 zile, dar dacă erau 6 ani, vreți să vă spun ceva, doamna Bircea? Zic că nu aveți mai asta nicio treabă. Sunt 30 de ani din 1989 și tot nu ne-a ajuns timpul. Ion Iliescu zice, dar ce vă grăbiți, bă, fraților, așa? Ce e cu graba asta dintr-o dată? Toți au zis la fel. Voiculescu, Năstase, când i-a săltat, au zis, dar ce, începeți cu mine? Da, eu sunt corupția în țara asta, n-ați văzut nimic în rest? Așa este. Când avem prea mult timp, ni se spune, dar ce vă grăbiți, bă, așa? Ok, pe săptămâna viitoare, dragi prieteni, pe mâine.